Salutare, bun găsit la Shotron! Sunt Sorin Sandu, actor al teatrului Stella Popescu și vă propun să continuăm călătoria noastră prin lumea momentelor și schițelor lui Ion Luca Caragiale. Regula Shotronului o știm cu toții. Sare Shotronul când unul, când celălalt. Așadar, eu voi citi un fragment dintr-o schiță, iar voi veți continua lectura. Astăzi citim Bubico. 9 ceasuri și 9 minute. Peste 6 minute pleacă trenul. Un minut încă și se închide casa. Repede mi-au biletul, ies pe peron, alerg la tren, sunt în vagon. Trec de colo-colo prin coridor să văz în care compartiment aș găsi un loc mai comod. Aci, o damă singură și fumează atât mai bine. Intru și salut. Când auz o mârâitură și văz apărând dintr-un paneraș de lângă cucoana, capul unui cățel lățos, plin de funde de panglici roșii și albastre, care începe să mă latre ca pe un făcător de rele intrat noaptea în iatacul stăpânesii. Bubico, zice cucoana, și-s mumos, mamă! Norocul meu, gândesc eu, să trăiesc bine luatea dracu de javră. Bubico se liniștește puțin, nu mai latră, își retrage capul în paneraș, unde îi acopere iar cucoana cu un tărtănaș de lână roșie, dar tot mrrr, e înfundat. Eu, foarte plictisit, mă lungesc pe canapeaua din fața cucoanei și închiz ochii. Trenul a pornit. Prin coridor umblă pasageri și vorbesc. Bubico mrrăie arțăgos. Biletele, domnilor, zice conductorul, intrând cu zgomot în compartimentul nostru. Acum Bubico scoate capul foarte sus și, vrând să sară afară de la locul lui, începe să latre și mai grozav ca adineauri. Eu întind biletul conductorului, care mi-l perforează. Conductorul face un pas către cocoana, care își caută biletul ei în săculețul de mână, pe când Bubico latră și chelălăie disperat, smucindu-se să iasă din paner. Bubico, zice cocoana, și-s mumos, mamițo! Și întinde biletul. Când mâna conductorului s-a atins de mâna cocoanei, Bubico parcă nebunit. Dar conductorul și-a terminat treaba și iese. Cucoana își învelește favoritul, mângâindu-l mumos. Eu mă lungesc la loc, închizând ochii, pe când Bubico mărâie înfundat ca tunetul care se tot depărtează după trecerea unei grozave furtuni. Acum nu se mai aude deloc. Dar auzi hârșeind un chibrit. Cucoana își aprinde o țigaretă. Încă nu mi-e somn, de ce n-aș aprinde și eu una? Ah! De degrabă să nu pierd trenul, am uitat să-mi iau chibrituri. Dar nu face nimic. S-o rog pe mamița lui Bubico. Scot o țigaretă, mă ridic și dau să mă apropii de cucoana, dar n-apuc să fac bine o mișcare și Bubico scoate capul, lătrându-mă mai furios decât pe conductor, latră și chelălăie și tușește și... Bubico, zice cocoana, și-s mumos, mamițo! Lovita și godia potea dracului, zic în gândul meu. N-am văzut de când sunt o javră mai antipatică și mai scârboasă. Dacă aș putea, i-aș rupe gâtul. În zbieretele desperate ale lui Bubico, mamițica îmi dă să aprind. Îi mulțumesc și mă așez în locul cel mai depărtat din compartiment, de teamă că n-am să mai pot rezista pornirii și am să-i trag la cap când și l-o mai scoate din paner. Frumușel cățel aveți, zic eu, cocoanii, după câteva momente de tăcere. Dar rău? Aș, nu e rău, zice cocoana. Până se învață cu omul, dar nu știți ce cuminte și ce fidel este și deștept. Ei bine, e ca un om, frate, doar că nu vorbește. Apoi către paner, cu multă dragoste, unde-i Bubico? Nu e Bubico? Din paner se aude un mior lăit sentimental. Să-i dea mama băiețelului zăhărel? Bubico! Bubi! Băiețelul scoate capul cu panglicuțe. Mamița îl desleagă, îl degajează din țoalele în care dospește înfășurat și îl scoate afară. Bubico se uită la mine și mârâie în surdină. Eu, apucat de groază la ideea că nenorocitul ar încerca să mă provoace, zic cucoanei, Madam, pentru Dumnezeu, țineți-l să nu se dea la mine. Eu sunt nevricos și nu știu ce aș fi în stare de frică.
Dar Cocoana, luând în brațe pe favorit și mângâindu-l cu toată duioșia: Vai de mine, dar cum crezi dumneata? Noi suntem băieți bine crescuți! Noi nu suntem mojiști ca Bismarck! Ha? Zic eu. Bismarck, al ofițerului Papadopolini! Dându-mi această explicație, Cocoana scoate din săculețul de mână o bucățică de zahăr. Cui place zahărelul? Și ne oprim aici, dragi prieteni. Veți continua voi lectura. Să vedem ce se întâmplă cu Bubico, cu băiețelul acesta mumos, până la final. Să ne vedem cu bine data viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Vă pup!